Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Assassin's Creed 3. Să continuăm. În episodul anterior am completat toate misiunile secundare. Bine, în episoadele anterioare am terminat și misiunile de hunting și misiunile de la Firesman. Am terminat și misiunea cu curieratul în episodul anterior, ultima misiune. Iar acum suntem pregătiți să ne îndreptăm către acest punct de sus, Homestead. Și putem să-i dăm direct Trecanos, ceea ce e foarte bine. Foarte bine, brodere. Și vedem ce se întâmplă aici. Deci trecem în partea alaltă. Da. E bine că am terminat toate părțile de aia, am zis. Facem toate părțile secundare ca să nu ne mai întoarcem aici. Bine, au mai rămas decât penișoarele alea, dar... N-am chef să le caut pe toate, pe toată mapa, să mă pinte nebă, unii aia. Chiar nu am chef. Și alea o să le lăsăm așa. Pe care le vedem, le luăm. Care nu, nu. Și asta e alta mapanos, nu? Da, e altă parte. N-avem niciun viewpoint pe aici, mâncați așa. Avem niște copii, sincer. Niște de astea, să le luăm pe astea, ce știu. Uite, sunt 4. Avem ceva de mers. Nu, mergem la quest. Mergem direct la quest. Eu nu pot să-i dau. Ia, poți să-i dau travel până acolo? Putem. Mergem la mine Coestanos. Facem și cât... Ok, domnule Conan, deci de-astea faci tu cu mine, nu te prinzi de copaci. Am înțeles. Nu ai nicio problemă. Da, Frontier. Fronteras. Ne ocupăm de main quest, guys. Mai facem și quest-uri secundare când o fi, dar nu acum. Avem ceva de mers oricum până acolo. Ui. Ia să-i dau eu trick să văd cât e de mers. 336. E bine. E bine că e tot pădure. Ai un pod acolo. Bă, ce adânc e apa aici, uau. Super. Și ce, aici trebuie să fie un oraș. Cea mai mare din câte văd eu. Sau e o clădire. Da, e o clădire aia. Bine că e un oraș, a? Avem un cățel, cuciu. Ce și la bulinuța asta, sincer? E o bulinuță. Hai să intrăm înăuntru. Somebody here? Îți pare că nu-i nimeni acasă. Dă-i mă cu... What? Cioro. I was told you could train me. No. Asta trebuia să ne antreneze. Da. Go away. I'm not leaving. Nu să plec de aici. No, nu te gândi la asta, Conan. Haha. A venit și ploaia. Nu ne primește în casă, în bulangiu. Ne lasă în ploaie să răcim. Take shelter in the stables. Ok. Ok. I need a place to camp. This should do. Începe să fie interesant. Plouă afară, nu ne primește bulangiu, ne punem aici un loc ușor în hambar. Ce să facem?
Asta e locul de dormit al lui Con. Deja m-am umplut pe mine, fricojor. Și a venit o furtună destul de nasoală. Ăla doarme liniștit la sobică, căldorică, rănit, bineînțeles, și noi plâns și fai de capul nostru de aute. Ok, deci să convingem pe acel om să vorbească cu noi. Hai să vedem cum facem acest lucru. Cred că o să fie dificil. Ai singur? Adică ăla e singur aici? Nu vrea. Backdoor, trebuie să încercăm ușa din spate. Dacă nu va merge nici pe acolo, am eu presimțire că se va urca prin horn, prin geam, ceva. Please, all I ask is a moment of your time. I apologize if I've been unclear or otherwise confused you with my words. It was never my intention to mislead. So let me try to clarify. Get the hell off my land. Nu prea a funcționat. Și o să ne urcăm, wow, să încercăm balconul acum. Trebuie să reușim. N-avem ce face. Just hear me out. What are you so afraid of? Afraid? You think I'm afraid of anything? Least of all a self-important little scab like you? Oh, you might dream of being a hero, of riding to rescues, of saving the world. But stay this course, and the only thing you're gonna be is dead. The world's moved on, boy. Best you do too. I will not leave, do you hear me? I'm never leaving. Just wait, old man. Și din nou mergem în hambar. Holy shit. I will not be defeated so easily. Niciodată. Da, cu una asta nu se dă bătut așa ușor. Una cu două. Deci îmi place. Vedem, următoarea zi poate se simte mai bine. Oh, vreau niște gărzi pe aici. These are square toes. This'll be easy. That's what you said last time, and I wound up with a dead horse and a dark eye. Who are you? No one you need concern yourself with, little britches. Best cut for something bad happens. No. Can't say we didn't warn ya. Hai bă. Hai bă, Angelus, te văd. Au venit mai mulți. Mamă, câți au venit. You're only making things worse. Foarte rapid. Why are you here? What do you want? Best ask the boss man. Oh. You working for the old man then? That it? A venit old man. Oh. Mamă, ăsta e asasin. Are de ăla. E de-al blido. Thank you. Clean this up.
Then I suppose we should talk. Ai, în sfârșit, în sfârșit. Putem să mergem să vorbim. Hai în scaun. Sorry. Not your fault. This whole place is ready to come down. Goddamn miracle it hasn't already. Anyway, who are you? My name is Rado Hangado. Momentan încă ne cheamă Raton. Well, I'm not even going to try and pronounce that. Now, tell me why you're here. I was told to seek this symbol. Am fost să caut acest simbol și probabil el o să știe. What it is you're asking for? No. And yet, here you are. The spirit said that I am spirits of yours have been harassing the El știa deja. Ever since Ezio uncorked the bottle. But you don't even know what an assassin is, do you? Well, best settled in then. I've got a story to tell, and it's gonna take a while to get it all out. Yeah. And so, this is why the assassins have dedicated themselves to the pursuit of the Templars. Because if they succeed, your spirit's visions will become reality. Viziunea va deveni realitate. Ce am văzut noi? Come on. Am ceva să-ți arăt. Ia să vedem. Mă, ce a început să mă doară un picior, nu știu de ce. Why don't you repair it? What's the point? Besides, I don't have materials for the job. So buy them. Look at me. You think I can just march into some store purse full of pounds and go shopping? Yes. Why not? So naive. Are manevra acolo. Lampa veții. This way. Hai, bătrâne, fugi un pic, doar ești încă în formă. Ah, și ne arată armura, bă, de asasin. Pe care probabil o vom purta noi, cine știe. Armura care a dispărut. Nu mai e pe masă. Ah, era acolo, ok. Am crezut că a dispărut. Just come in here, throw those on, and call yourself an assassin. I did not. I would never presume. That's all right. I know they've a certain allure. Very well. I'll train. Oh, super. I train you. Nice. Then we'll know if you've the right to wear those robes. Thank you. Name's Achilles. Da, o să ne antrenezi și să vedem dacă suntem în stare să purtăm această armură. Cam asta e chestia. Ne va testa. Come on then. We've work to do. Titan. A speck of dust, a nothing. You and all your kind, living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. What do the Templars want? What they've always wanted. Control.
Control, exact. They see an opportunity in the colonies. A chance for new beginnings, unfettered by the chaos of the past. This is why they backed the British. Here they have a chance to illustrate the merits of their beliefs. A people in service to the principles of order and structure. I have seen what is to come if they succeed. They have to die, don't they? All of them. Even my father. Especially your father. He's the one holding the whole thing together. Haytan. Super, 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 super fine. Mission completed. Full synchronization, bineînțeles. So I trained in running, in climbing, in fighting, in falling. And for every lesson that concerned the body, there were two that concerned the mind. Language, philosophy, logic, the arts. Achilles taught most often of the assassins and Templars. Their structures, origins, and purpose. Centuries of history condensed into a few short days. I told him of the men who had burned my village, of Charles Lee and my promise to him. Achilles explained that Lee and his followers were Templars, and that they were led by none other than my own father. If I was to serve the Order, these men would become my targets. So I worked harder, learned faster. But for all my progress, it was clear that I still had much to learn. My training had only just begun. Exact. Da, asta, în episodul următor o să începem să ne antrenăm din greu ca să devenim un asasin adevăratos. Dacă v-a plăcut acest episod, prieteni, nu uitați dați acolo un like, un subscribe și un share. Eu am fost Mitrică, toate cele bune, respect, pa, pa!